Judecătorii au dat verdictul în procesul dintre Clinica Nera și DSP. Respinge plângerea contravențională formulată de petentul Clinica Nera SRL în contradictoriu cu Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Caraș Severin, împotriva proceselor verbale de contravenție seria CS numărul 901 din data 10-11-2021 și seria CS 902 din data 11-11-2021, cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Apel ce se va depune sub sancțiunea nulității, inclusiv motivele, la judecătoria Oravița. Pronunțată astăzi, 10-2-2022, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grevei instanței, se arată în decizia instanței. Reprezentanții clinicii au respins acuzațiile și au contestat amenziile în instanță. În raportul pe care l-a dat ministerul, scrie că noi nu aveam personal. Păi cum să nu avem personal dacă ei ne-au dat autorizația? A explicat Cristian Popescu, manager de proiect la Clinica Nera. Conform raportului, clinica a fost penalizată pentru nerespectarea de către personalul unității a protocoalelor și procedurilor medicale, 30.000 de lei. Nerespectarea obiectivului de activitate înscris în autorizația sanitară de funcționare, 40.000 de lei, și nepăstrarea probelor de alimente, conform legislației în vigoare, 10.000 de lei. Deși Clinica Nera funcționează cu un medic specialist în specialitate psihiatrie care deține atestat de studii complementare în medicina hiperbară eliberat de Ministerul Sănătății, 5 asistenți medicali, un medic primar de medicină de familie și un medic cu specialitate ORL, la ora și data controlului, medicii nu erau prezenți în unitate, deși aceștia trebuiau să se afle acolo conform oralului afișat între 13 și 18. Trebuie menționat că la nivelul clinicii Nera, acordul și consultul medicului pentru tratamentul hiperbaric sunt realizate online, iar supravegherea pe perioada terapiei se face de către medicii cu care unitatea a încheiat contracte de prestări de servicii. Ședința durează 70 de minute, incluzând compresia și decompresia, se arată în raportul realizat de DSP. Legat de acest lucru, cei de la clinică au spus că medicii nu erau prezenți pentru că pur și simplu nu erau programări în acea perioadă, deci nu aveau cum să fie prezenți la data controlului. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.